atâtea persoane, oameni, bărbați și femei, care sunt atinși prin tot ceea ce faceți, prin faptul că vestiți Evanghelia. Și ce este mai mult lucru decât ca sufletele oamenilor să fie mântuite, să audă cuvântul vieții despre Iisus Hristos, despre Mântuitorul, despre Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul acestei lumi. Vă binecuvântăm, rostesc peste voi favoare, rostesc cer deschis, rostesc ca binecuvântările cerești și pământești să fie peste voi, să nu duceți lipsă de niciun bine și Domnul să vă ducă tot mai sus, cam câți mai mulți români și nu numai români să fie atinși prin tot ceea ce faceți, pentru că semănați o sămânță care aduce rod, chiar dacă poate acum nu o vedeți, dar sigur aduce rod. De aceea vă binecuvântăm cu prosperitate, cu uși deschise, Domnul să vă lăgească teritoriul, să vă lăgească teritoriul și domeniile în toate privințele. Vă binecuvântăm. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.